Acest program informativ este destinat și persoanelor cu deficiențe auditive sau de vedere. Fermierii solicită o întâlnire cu noul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Aceștia solicită identificarea unor soluții prompte pentru agricultori care se află în incapacitate de plată. Revenim cu detalii. Numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere în Chișinău. 49 de pacienți sunt internați la Spitalul Clinic de Boli Contagioase Toma Ciorbă din capitală. Tragedie în județul Prahova. În a doua zi de Crăciun, o pensiune din Gura Vadului a fost făcută scrum. Potrivit ultimelor date, 6 persoane și-au pierdut viața. Amănunte la știrile Agro TV. Fermierii solicită o întâlnire cu noul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Aceștia solicită identificarea unor soluții prompte pentru agricultori care se află în incapacitate de plată. Într-o scrisoare adresată actualului guvernator, Asociația Forța Fermierilor menționează că în ultimii 2 ani sectorul agrar național a fost grav afectat de multiple crize, iar în prezent sute de fermieri au întârzieri la achitarea creditelor bancare. În același timp, agricultorii menționează că fostul guvernator al BNM, Octavian Armașu, a refuzat să poarte un dialog pe marginea soluțiilor pentru agricultori care se află în dificultate de plată față de sistemul bancar. În document se mai menționează că fermierii doresc să atragă atenția că în tot portofoliul de creditare, agricultura reprezintă doar aproximativ 5%. Asociația Forța Fermierilor susține că aceștia au avut și mai multe întâlniri cu reprezentanții partenerilor externi, atât în Republica Moldova, cât și la Bruxelles, de asemenea cu deputații din Parlamentul European, inclusiv cu fostul comisar european pe agricultură și dezvoltare rurală, Dacian Cioloș, care este gata să contribuie la atragerea mai multor fonduri de sprijin financiar pentru salvarea sectorului agrar din Republica Moldova. Amintim că săptămâna trecută Anca Dragu a fost numită în funcția de guvernator al Băncii Naționale. Dragu a fost ministru al finanțelor și președinte al Senatului României. De asemenea, a lucrat mai mult de 15 ani în cadrul Băncii Naționale a României și Fondului Monetar Internațional. Anca Dragu a depus deja jurământul ca cetățean al Republicii Moldova. Funcția de guvernator al BNM a rămas vacantă după ce fostul guvernator Octavian Armașu a fost revocat din funcție, fiind acuzat de deputați de sabotare, recuperarea banilor, angajarea și menținerea în funcție a unor oameni implicați în frauda bancară și obstrucționarea anchetei. Numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere în Chișinău. Despre acest lucru a anunțat șeful adjunct al Direcției Asistență Medicală și Socială Chișinău, Vladimir Bolocan, la ședința săptămânală a Primăriei Capitalei. Astfel, 49 de pacienți cu forme medii de COVID-19 sunt internați în cele două secții ale Spitalului Clinic de Boli Contagioase Toma Ciorbă din Capitală. Am avut discuții cu Spitalul Toma Ciorbă de Boli Infecțioase, care a ajuns la moment la capacitățile sale maxime privind paturile dedicate pentru COVID-19. Deci două secții sunt pline. Astăzi dimineața a fost internat ultimul pacient și suntem nevoiți, începând tot cu astăzi, ora 15:00, să activăm secția de COVID-19 din cadrul Spitalului Municipal de Fizio-Pneumologie pentru a face față provocărilor, întrucât în săptămâna trecută s-a atestat o creștere a cazurilor, în special cele de gravitate medie și cazuri grave. Autoritățile îndeamnă oamenii să se vaccineze în continuare împotriva COVID-19. În prezent, în depozitul național de vaccinuri al ANSP sunt peste 28.000 de doze de vaccin Pfizer pentru copii de peste 12 ani, peste 1.500 de doze de vaccin Pfizer pentru adulți și peste 25.900 de doze de vaccin Sinovac. Acoperirea națională cu schema completă de vaccinare este de 31,5%. De asemenea, a crescut cu 50% numărul pacienților cu viroze și cu 18% al celor cu pneumonii, în special copii, a mai declarat funcționarul. De la începutul lunii octombrie, în Republica Moldova au fost înregistrate 36 de cazuri de gripă, aproape 69.000 de cazuri de infecții virale ale căilor respiratorii superioare și peste 4.000 de cazuri de infecții respiratorii acute severe.
Începând cu anul viitor, vor fi eliminate 15 rapoarte din cele 92 percepute de Biroul Național de Statistică și Serviciul Fiscal de Stat de la antreprenori. Altele 9 vor fi digitalizate, iar 14 vor fi simplificate semnificativ, fiind redus conținutul acestora. Despre aceasta a anunțat vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, într-un briefing de presă. O să economisim 684.000 de ore de muncă și 68 de milioane de lei în fiecare an și mai există spațiu de optimizare. În anul 2024 vom continua acest efort pentru că, încă o dată, dacă în Estonia este posibil ca un antreprenor mic în special, să aibă un singur raport anual, asta trebuie să fie posibil și la noi. Astfel, nu numai că sprijinim antreprenorii în creșterea afacerilor, dar și contribuim la constituirea unei economii de încredere cinstită și durabilă. Referindu-se la rezultatele ministerului, Dumitru Alaiba a menționat că 2023 a fost un an plin de reforme. La sfârșitul acestui an avem din 525 de servicii publice pentru antreprenori, aproape 50% sunt digitalizate, ceea ce este mult mai mult decât la începutul anului, ori doar în luna mai această cifră era la aproximativ 38%, deci am saltat foarte rapid. Potrivit vicepremierului Alaiba, reformele de reducere a birocrației economisesc antreprenorilor aproape 1 miliard de lei în fiecare an, ceea ce este echivalentul la 0,5% din PIB. Ministrul afirmă că pe parcursul anului au fost acordate granturi în valoare totală de 260 de milioane de lei. De asemenea, a fost lansat programul guvernamental 373, prin care companiile au fost ajutate să investească. În prezent, valoarea investițiilor prin acest program este de peste 650 de milioane de lei, iar în viitorul apropiat această cifră va depăși 1 miliard de lei. Beneficiarii acestui program au crescut numărul locurilor de muncă cu peste 20%. Am adus oamenilor noștri acordul de roaming cu Uniunea Europeană, am semnat aderarea Republicii Moldova la programul Piața Unică cu UE, am finalizat aderarea țării noastre la programul Europa Digitală. Am semnat acordul de liber schimb cu țările EFTA, am obținut prelungirea comerțului liberalizat cu UE, am prelungit comerțul liberalizat cu Marea Britanie și avansăm în actualizarea acordului de comerț liber cu Turcia, de unde vin chiar săptămâna trecută. Vicepremierul Dumitru Alaiba a dat asigurări că în anul 2024 va fi continuat efortul de reducere a birocrației. Trei minori cu vârstele de 1, 2 și 3 ani au ajuns la spital după ce tavanul casei în care locuiau a căzut peste ei. Incidentul s-a întâmplat pe 24 decembrie în orașul Căuceni, în timp ce familia lua masa. Capul familiei povestește că a cumpărat casa acum două zile și a decis să se mute în ea de ziua de naștere a soției. Părinții minorilor au spus că ai lor copii se jucau în casă când la un moment dat tavanul din lut s-a prăbușit peste ei. La fața locului au intervenit două ambulanțe care au preluat copiii. O bucată de asta are la vreo 30 km. Vreau să mă cum mult. E ca este, două erau pe dânsul, e ca Artur aici, ăsta, de mai aici ăsta. E ca prea unii gol aici, e ca aici ăsta te băie. Și este, două erau pe dânsul. Deodată, când l-am sculat, am cred că gata și a pus tot plânge. Dar Artur, e unde știi și mă țin minte, Artur în partea asta, nu știu, propărit cu colțul în cap. Dar fata de că acolo închis, cum a ies la ultimul an, deasupra tot pe dânsul. Acum, o parte din casă este deteriorată, iar tavanul casei riscă să se prăbușească și în alte odăi. Aici am dormit, noaptea asta, în dimineață. Și tot cum am dormit, mă gândeam cum aici ăștia. Auzeam partea asta, dar nu căzut. Potrivit presei locale, doi minori, unul de un an și altul de trei ani, au ajuns la terapie intensivă, iar copilul de doi ani în secția de traumatologie. Poliția din Căușeni investigează cazul. Familia are acum nevoie de ajutorul oamenilor de bună credință. Bărbatul lucrează la un par de troleibuze din capitală, iar când este acasă, lucrează și la o biserică. Pentru a-și aduce în ordine locuința, acesta are nevoie de bani. După revenirea din spital, minorii vor locui cu mama la bunici. Bărbatul spune că va rămâne în casă încercând să repare. Cei care doresc să-i ajute cu electrocasnice, hăinuțe, produse alimentare sau surse financiare pot suna bărbatul la numărul de telefon afișat pe ecran. În ajun de sărbători, orice donație contează. Tra-
Tragedie în județul Prahova. În a doua zi de Crăciun, o pensiune din Gura Vadului a fost făcută scrum marți dimineața. Potrivit ultimelor date, 6 persoane și-au pierdut viața în urma incendiului de proporții, iar pompierii intervin la fața locului și încearcă să găsească și alte persoane cazate la pensiune care nu sunt de găsit, scrie presa de peste Prut. Se estimează de a fi până la 8 persoane, dar informațiile astea sunt în dinamică. Și nu avem cum să dăm informații concrete până nu se finalizează intervenția. Potrivit posturilor TV din România, apelul la 112 a parvenit în jurul orei 5:45 de minute. Apelul ar fi venit chiar de la soția patronului, care a simțit fum în camera în care dormea. Focul, izbucnit inițial la mansardă, s-a extins rapid, iar la ora 6:29 de minute a fost activat planul roșu de intervenție. În pensiune erau în momentul tragediei 26 de persoane, între care mai mulți minori. 18 persoane au reușit să iasă la timp din clădire, două dintre ele au ajuns la spital cu arsuri superficiale. Este vorba despre o mamă de 48 de ani și fiul adolescent de 16 ani. Mulți dintre cei care se aflau în clădire erau rude și prieteni ai patronului. Unul dintre copiii găsiți morți era chiar fiul acestuia. Băiatul ar fi dormit în mansardă alături de copiii unor prieteni. La fața locului au fost trimise 10 auto speciale de stingere, 4 auto speciale de primă intervenție și comandă și 7 ambulanțe. De asemenea, a fost activat planul roșu de intervenție, iar procurorii au deschis un dosar penal. Pensiunea nu avea autorizație de securitate la incendiu de la ISU și fusese amendată în 2019 pentru mai multe nereguli, mai scrie presa română. Au fost găsite o serie de nereguli, dintre care una a fost soluționată pe timpul controlului. Una dintre neregulile identificate la acel moment, nu au fost puse la dispoziție documente din care să rezulte momentul punerii în funcțiune. Urmează o serie de anchete la care vor participa inclusiv criminaliști din București. Deși incendiul a fost lichidat, în continuare se lucrează pentru înlăturarea efectelor negative și continuă căutarea eventualelor victime. Termenul limită de achitare a impozitului pe avere pentru anul 2023 expiră în data de 26 decembrie. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în cazul în care impozitul nu este achitat până la această dată, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica penalitate în mărime de 0,07% per zi. Impozitul pe avere se aplică asupra bunurilor imobiliare cu destinație locativă, apartamente și încăperi izolate locative în case cu multe etaje, apartamente în case de locuit individuale, case de locuit individuale în localitățile urbane și în localitățile rurale. La fel se aplică asupra caselor de vacanță, cu excepția terenurilor a căror totalitate întrunește cumulativ următoarele condiții. Valoarea estimată totală constituie 2 milioane de lei și mai mult, iar suprafața totală constituie 120 de metri pătrați și mai mult. Impozitul pe avere poate fi achitat și online prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPAY, accesând serviciul Impozitul pe avere. Termenul de achitare a impozitului pe avere este până în 25 decembrie anului. Ținând cont că a fost zi de odihnă, termenul limite de achitare a impozitului respectiv se consideră 26 decembrie. Trecerea dintre ani va fi sărbătorită în Piața Marii Adunării Naționale printr-un concert de excepție. Locuitorii și oaspeții capitalei sunt invitați la spectacolul muzical Ferie de Revelion, începând cu ora 20. Invitatul special din acest an este Carlos Dreams. Vom petrece anul 2023 și întâlnim 2024 alături de artiștii preferați, cum sunt Satoș și Dara, frația Dvahov și Znaida Jude, Nelly Cioban, Brio Sonores, Constantin Moscovici, Cătălin Josan, Orchestra Fruiraș, condusă de Edgar și Marcel Ștefăneț, Maria Iliuț și Crenguță de Ieleră, Doina Sulac, Lenuța Gheorghiță, Cornelia Ștefăneț, Veta Ghimpu Munteanu și mulți, mulți alții. La cel mai important concert din noaptea dintre ani vor evolua de asemenea Cete de Colindători, dar și Orchestra de Moș Crăciun. Concertul va fi transmis în direct pe rețelele de socializare ale Primăriei Capitalei. Totodată primarul a adăugat că în două zile de la lansarea târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale, acesta a
fost vizitat de peste 100.000 de persoane, inclusiv moldoveni veniți acasă din străinătate. În această perioadă, la Chișinău sunt foarte mulți conaționali de aici, care s-au întors acasă de sărbători, sunt foarte mulți vizitatori și mă bucur că am reușit împreună cu dumneavoastră să amenajăm orașul, să fie frumos. Foarte multă lume ne spune că e chiar mai simpatic și mai bine amenajat, mai curat decât multe capitale de unde vin acum. Ceea ce este pentru noi, la fel, o apreciere foarte frumoasă și vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost implicați. Edilul a precizat că pe site-ul Primăriei Chișinău doritorii pot găsi agenda evenimentelor organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dar și adresele cu locațiile din toate sectoarele unde sunt amenajate spații tematice de Crăciun și Revelion. Ion Ceban a adăugat că sărbătorile de iarnă continuă cu un șir de evenimente până de Crăciunul pe stil vechi. Motorina și benzina continuă să se scumpească potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care a anunțat prețurile la carburanți pentru miercuri. Mai exact pe 27 decembrie, conducătorii auto vor scoate din buzunar pentru un litru de benzină cu cifra octanică A95, 22 de lei și 80 de bani cu 7 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim de 20 de lei și 81 de bani per litru cu 3 bani mai mult. Astfel, în raport cu septembrie 2021, prețul maxim de comercializare al carburanților de tip standard, care este stabilit direct de către ANRE, rămâne mai mare, cu 1,67 lei de bani per litru în cazul benzinei A95 și cu 4 lei și 92 de bani per litru în cazul motorinei standard. În perioada 18-25 decembrie, serviciul VAMAL a încasat la bugetul de stat peste 1,1 miliarde de lei, aproximativ 57,3 milioane de euro. Astfel, persoanele fizice au introdus bunuri a căror valoare în vamă depășește limita neimpozabilă, fiind încasate plăți în valoare de peste 68,7 milioane de lei, ceea ce reprezintă 5,9% din totalul sumei. Banii colectați de la contribuabili sunt vărsați direct în bugetul de stat și redistribuiți pentru salarii, dezvoltarea infrastructurii și proiecte sociale. De asemenea, pe parcursul săptămânii trecute au fost perfectate peste 13.500 de declarații vamale, iar fluxul mijloacelor de transport a constituit peste 97.650 de traversări. Cele mai tranzitate posturi vamale rămân a fi Leușeni și Sculeni cu 26.325 și respectiv 16.717 traversări. La capitolul combaterea fraudelor, în perioada vizată au fost constatate 166 de încălcări ale legislației vamale și aplicate amenzi în sumă de peste 487.000 de lei. De la începutul anului, serviciul VAMAL a colectat la bugetul de stat aproximativ 34,5 miliarde de lei, fiind atestat o creștere de 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Tragedie în noaptea de Crăciun. O femeie a murit după ce o furtună puternică s-a abătut asupra Australiei. Aproximativ 120.000 de case au rămas fără electricitate, au anunțat marți autoritățile, notează AFP. Femeia în vârstă de 59 de ani și-a pierdut viața după ce un copac smuls de vântul puternic a căzut peste mașina în care se afla, în regiunea orașului Gold Coast, a declarat un angajat de la serviciul de urgență. În aceste zile, autoritățile și-au îndreptat atenția spre est, deci noi am avut o furtună devastatoare în vestul și sudul insulei. Au fost în jur de 45 de milimetri de precipitații pe metru pătrat, ceea ce este destul de mult. Furtuna a distrus liniile electrice din jurul orașului Brisbane, capitala statului Queensland, a precizat furnizorul local de energie electrică Energex, care a constatat pagube catastrofale și larg răspândite la scara unui ciclon. Totodată, o ploaie cu grindină de 4 cm a spart case și mașini în regiunea Hunter, pe fondul avertismentelor de furtuni severe cu vânturi puternice. Automobile, luminatoare, pleci de acoperiș și ferestre au fost distruse de grindină, iar peste 50 de persoane
persoane au cerut ajutor în mai puțin de o oră în Maitland și Rutherford. În Sydney, luni au fost detectate peste 75.000 de fulgere. Biroul de meteorologie a emis avertizare de vânturi de până la 90 de km pe oră și grindină de 2 cm. Sydney, Newcastle, regiunea Hunter și coasta centrală sunt linia de pericol, scrie presa locală, unde echipajele au intervenit la peste 500 de apeluri în ziua de Crăciun. Sudul României înregistrează temperaturi neobișnuit de ridicate, cu 12 grade mai mult decât valorile normale pentru această perioadă anului. În București, doar data din calendar amintește de Crăciun. Vremea de afară indică primăvara. Oamenii se plimbă în parc la o temperatură de 17 grade Celsius, fiind nostalgici după un Crăciun înzăbezit pe care nu l-au mai văzut în ultimii 11 ani. Ne bucurăm de o vreme frumoasă. Câte grade sunt? Cred că în jur de 14. Ieșim puțin la aer, facem mișcare, puțin sport. Seamănă iarnă, doamnă? Nu. Seamănă primăvară, a toamnă. Nu știu ce. E frumos. Sunt fascinată de mare. Fascinată, ador marea. Suntem obișnuiți cu zăpada, așa am crescut. Dar acum, asta e situația. N-avem ce face. Are farmecul lui în continuare, dar ar fi de preferat să fie totuși zăpadă. Mai ales pentru cei mici. Aș fi vrut să fie zăpadă de Crăciun, pentru că nu mi se pare normal ca iarna. E bună zăpada pentru copii, dar pentru noi, cei mai în vârstă, nu prea ne mai... Mai frumoasă e plimbarea pe uscat decât pe zăpadă. Turiștii și localnici au găsit timpul perfect pentru plimbările bune și lungi pe malul mării. Unii dintre cei mai curajoși au făcut baie în mare, chiar dacă temperatura apei era de doar 9 grade Celsius. Am făcut baie și la 6 grade și la 4 grade. Acum e ok. L-au sfat pe tradiție. Meteorologii au anunțat că vremea neobișnuită de caldă va persista și în zilele următoare, până noaptea de Revelion. Foarte cald va rămâne și pe parcursul zilei de mâine. În continuare, temperaturi în general între 7 și 17 grade, cele mai mari tot în partea de sud. Apoi, de miercuri, se mai răcorește puțin, dar tot valori termice peste mediile climatologice. 2012 a fost ultima dată când noi în București am văzut strat de zăpadă în capitală, iar dacă ne referim strict la nisoare, deci să fi nins la această dată, ei bine, cam de prin 2003. Potrivit prognozei, și în prima săptămână a anului viitor, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile țării. Leul moldovenesc se apreciază în raport cu euro, dolar și leul românesc, însă se depreciază față de hrivna ucraineană. Rubla rusească rămâne neschimbată. Moneda unică europeană se ieftinește cu 6 bani și are o valoare de 19,32 de bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Dolarul american se ieftinește și el. Acesta pierde 4 bani și va costa 17,55 de bani. Pentru leul românesc, BNM a calculat un preț de 3,88 de bani, în scădere cu 2 bani. Hrivna ucraineană crește cu un ban și va valora 47 de bani. Rubla rusească își menține cotația de 19 bani. Miercuri vremea se răcește un pic, dar tot va fi cu mult peste media normală acestei perioade, informează meteorologii. Astfel, la nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 7 grade, iar noaptea coboară până la 2 grade, cu cer mai mult înnorat. În centru, termometrele vor indica până la 9 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 5 grade. În sudul țării vom avea parte de circa 12 grade pe timp de zi, iar noaptea vor fi în jur de 7 grade. În capitală, maximele se opresc la 10 grade, iar noaptea vom avea în jur de 6 grade. Joi, vremea nu se va schimba esențial, cu cer mai mult înnorat și vânt moderat.